Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să ne întoarcem în clasa a câta, Vlad? Să ne întoarcem la școală. La gimnaziu. Da, gimnaziu și liceu. Și liceu. Am zâmbit un pic la începutul emisiunii, e momentul să trecem și la lucruri serioase. A apărut ideea reintroducerii tezelor la școală, discuția alimentată de rezultatele foarte proaste la simulările de la clasa 8-a. Mulți părinți au început să se îngrijoreze, chiar dacă examenele acestea, eu înțeleg că nu au o miză, adică nu sunt ceva crucial. Sunt ca un meci amical. Da, dar au văzut... Se arată nivelul echipei, adică au un sens. Da. Testele școlare erau evident obligatorii, știm foarte bine, cu toții am trecut prin asta și au tot fost obligatorii până când a venit pandemia și ele au fost anulate în 2020-2021 de ministrul Monica Anisie la vremea respectivă, pentru că erau suspendate, da, nu se puteau, da. Și după aceea au fost reluate de ministrul Câmpeanu, însă acesta în 2022-2023 le-a redus numărul și în 2023-2024 au fost anulate cu totul pentru anul 2023-2024. Alte voci, sau, mă rog, se propune de asemenea revenirea la semestre și, în general, vacanțe mai puține pentru elevii din toți anii. Anul, în urmă cu 2 ani sau 3 ani, ministrul Educației a renunțat la organizarea pe 2 semestre și s-au introdus module de învățare, 5 module de învățare separate de 5 vacanțe. Sincer să fiu, mi se pare complicat. Adică, serios, eu dacă aș fi elev, m-aș bucura, evident, că am multe vacanțe, dar ba la școală, ba în vacanță, ba la școală, ba în vacanță. Am senzația că nici n-a pus să ridici turația cum trebuie. Bine. Vini vacanță, îți trăi câteva zile să-ți revii, mai nu știu ce, nicio teză, pac înapoi în vacanță. Suma zilelor de vacanță s-a păstrat, practic, doar că au fost redistribuite, da. Dar zilele sunt totale. Da, dar cumva sunt avertizmente că sunt oricum prea multe. Aia e o discuție veche și care stă în picioare, iar asta cu tezele, da, eu v-am zis după simulare, că din reacțiile pe care le-am văzut în jurul copiii nu sunt obișnuiți, nu știu. Copiii nu mai sunt obișnuiți cu examenele, adică generația lor care a prins, cum spuneai tu, și tezele anulate în pandemie, generația lui fiu care acum a 8 a dat doar 2 teze toată viața. Da. Și acum când au fost la evaluare, au fost în fața unui examen de ăla cu colțul îndoit, cu 2 ore de stat liniștit și lucrat. Unii dintre ei au mai făcut exercițiul ăsta acasă, în pregătire, dar sunt mulți copii care nu au meditator, nu au părinți care să-i pună să facă așa ceva. Și s-au trezit, iată, cei mai mulți, grosul ăla care au luat note mici, săraci, probabil, s-au trezit în fața primului examen real și niște condiții pe care nu le-au mai întâlnit până acum decât în 2 rânduri. Să știi că îmi dau seama, inițial când ai spus asta, am ridicat din numere. Am zis, că nu poate să fie chiar așa, dar am încercat să-mi aduc aminte cum era când mă duceam eu la școală și venea ziua tezei. Păi chiar era un examen, da, adică mă, era da, ceva foarte serios, eram emoționat și, în general, toată lumea era super stresată, vine teza, ne pregătim... Pentru că era altă atmosferă față de lucrările de control obișnuite, pe lângă faptul că avea altă pondere în medie, că exact, era jumate din medie, nu? Dar era alta atmosfera, adică toți eram concentrați, stăteai în banc, trebuia să stai 2 ore, era o lucrare mai... Da. Amplă. Pe de altă parte, că tot ai spus pe de altă parte, pe mine tezele nu m-au ajutat, adică asta n-a însemnat că... Nu, serios acum... Ți-au tras media în jos sau ce? Da, mi-au tras de fiecare dată media în jos și... Eu m-am salvat cu destule teze. Deci după Sorin Câmpeanu a venit doamna Deca la minister, care a menținut toate aceste decizii, fără teze, module, vacanțe, nu știu ce. Da, da, ea i-a impulsionat pe elevi cu, cum se cheamă? Cu bursa de merit pentru repetenți. Bun, rezultatele nu par să fie prea grosave. Bun, poate că nu neapărat numai de asta. Desigur, sunt mai mulți factori, în fine. Altfel, apropo de zilele de vacanță, care sunt aceleași, după cum a observat Luca, România ocupă locul 3 după Malta și Letonia, în rândul țărilor cu cele mai multe zile de vacanță pentru școlari. Este un studiu citat de publicația EduPedu, care face o analiză pe structură și reamintește și declarațiile insistente ale fostului ministru al Educației, Daniel Funeriu, pe care l-ați auzit și la noi la radio de mai multe ori, care spune așa că singurul lucru care ar produce un efect ar fi să prelungim anul școlar. Nu poți să ai 3 luni de vacanță de vară și să fii tot așa de bine pregătit ca unul care are o singură lună. Daniel Funeriu a calculat că în 12 ani de școală, elevii români pierd un an prin comparație cu elevii din alte țări din vest, doar
din cauza faptului că avem aici mai multe zile de vacanță ca în vest. Deci un an de școală. Practic la noi se face doar cum ar veni, cu un an de școală mai puțin. Mai puțin decât restul Europei. Da. Două întrebări pentru voi, prieteni, dimineața asta, mai ales pentru părinți și profesori și pentru profesorii care sunt și părinți. Prima. Credeți că dacă s-ar reveni la teze, ar crește calitatea educației și interesul elevilor pentru școală? Sau e o măsură prea mică? Vrem opinia voastră. Deci, dacă s-ar reveni la teze, ar exista vreun efect? Care ar fi acesta? Și a doua întrebare. Vi se pare că sunt prea multe zile de vacanță? Credeți că s-ar îmbunătăți calitatea învățământului dacă acestea s-ar reduce? 0372069599. Vă așteptăm, părinți, profesori, să ne sunați, să ne spuneți ce credeți. Știți că vorbim constant despre situația educației. Și apropo, să știți că mai există o propunere. Asociația Elevilor din Constanța solicită desființarea bacalaureatului, pe care îl consideră inutil. Asta este un alt subiect. Voiam numai să vă arăt care e contextul în care se află educația din România. Bun, vă așteptăm. Deci, teze, revenire la teze, cu ce efect, dacă ar fi să fie, și doi, sunt prea multe zile de vacanță, da sau nu? 0372069599. Ala este plină și sunt foarte multe mesaje, este un subiect evident care interesează pe toată lumea, altfel doar o informație să vă mai dau, apropo de schimbări și de idei. 30 de miniștri a avut România de la Revoluția încoace, 30 de miniștri la educație. Fiecare cu ideile lui, cât despre schimbările la legea educației, sincer, nu cred că le mai poate număra cineva. Mie mi se pare că fiecare a făcut ce a vrut și, apropo de asta, hai să începem cu un mesaj. Noi, așa ca români, de fiecare dată încercăm să descoperim tot felul de lucruri noi, testăm noi, facem noi. Ce naiba așa o fi așa greu să copiezi efectiv un model de succes sau unui sistem de învățământ dintr-o altă țară și să-l aplici la noi. Bineînțeles, efectele nu vor fi văzute de pe un an pe altul. Dar dacă acolo merge, de ce să nu meargă și la noi? Încercăm noi cu funeriu, cu mai știu eu cine, să descoperim apa acum. Mulțumim pentru mesaj. Mie mi se pare că are dreptate cumva. Un sistem care funcționează și care poate fi adaptat la ce se întâmplă în sistemul de învățământ din România, mie mi se pare că ar fi o variantă mai bună. Sigur că are dreptate. Doar că folosirea unui sistem care funcționează înseamnă și o anumită, asta e o opinie, îmi pare rău să fie nepopulară, dar înseamnă inclusiv eficiență în rândul corpului profesoral. Și asta înseamnă o cu totul altă abordare a performanței profesorilor și a numărului profesorilor. Îți asumi să adaptezi sistemul într-o anumită perioadă, într-un an, doi, și trei. Și pierzi foarte multe voturi. Asta e altceva. Apropo de profesori, ne-a scris unul dintre ei și luăm imediat telefoane. Zice, sunt profesor și avem mari probleme cu noul sistem. În primul rând, pentru că mediile se încheie o singură dată. Disciplina e la pământ, pentru că cei indisciplinați, mulți la număr, nu mai sunt condiționați să-și îndrepte comportamentul după ce au obținut o notă slabă la purtare pe primul semestru. Realitatea din școală este că unii dintre elevi nu pot fi ținuți în frâu decât în felul ăsta. La fel și cu situația la învățătură. În prima parte a anului nu depun niciun efort pentru a învăța, cu gândul că prin mai au timp să își îndrepte situația, lucru care de cele mai multe ori nu se întâmplă. Pentru că acum, fără a mai fi semestre, practic ei au note în flux continuu. Așa. Bună dimineața, Simona! Bună, Simona! Bună! Bună dimineața! La ambele întrebări, răspunsul meu este da. Ok, poți să și motivezi, că dacă ai sunat doar să zici da, n-am făcut nimic. Adică explică-ne de ce crezi asta. În primul rând, consider că tezele erau importante, să putea face o verificare a ceea ce știe copilul. Este foarte greu să-l trimiți la un examen când tu înainte nu ai mai dat niște teste mai aprofund. De-aia nu înțeleg nici părinții de clasele mici care spun că copiilor nu trebuie stresați cum mers la concursuri, olimpiade, nu. Ei trebuie să meargă pentru ca să se obișnuiască cu chestiile astea. Teza era foarte bună. Eu văd copiii la clasă, nu-i mai interesează, nu contează nota, oricum vom trece toți, oricum profesorul nu poate să-mi facă nimic. Este sistemul de învățământ obligatoriu până la clasa nouă. Simona, ești profesoară? Nu, învățătoare. Ok, învățătoare. Așa. Iar din punct de vedere al unui părinte, mi se par foarte multe vacanțele. Eu am un copil de a 12-a și o fetiță de a 8-a. E un an greu. Vacanțele mi se par foarte multe, fracționează foarte mult
școala, nu apuci să te întorci bine. Hop, avem vacanța de schi, care de fapt deci, e vacanța de schi. Practic, problema este fracționarea, că numărul zilelor de vacanță e același ca în urmă cu 5 ani, 4 da, ani. Da, dar știu. Este fracționarea, da. Mm-hmm. Adică copiii nu ajung bine la școală, ne apucăm, facem materie, după ce te-ai întors la școală, trebuie din nou să te apuci să, să recapitulezi un pic ce a fost, mm-hmm. pierzi din nou câteva zile, sincer, 2-3 zile, impropriu zis, pierzi. Cu recapitularea te apuci, faci materie, hop, când zici că au început să meargă pe un curs normal, hop, iarăși e o vacanță, mai vine iarăși o vacanță, ne oprim. Da. Da, adică și când vine vacanța, știm și noi de când eram elevi, deja vacanța vine de miercuri, nu mai vine de vinerea. Mulțumesc mult, Simona. Și școala începe tot miercuri după aia. Mulțumim, Simona, să continuăm cu Carmen. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Neața, jur! Te rog! Sunt în calitate de părinte, am o fetiță care este în clasa a șasea. Da. Da, tezele cred că ar trebui introduse din nou. Uh-huh. Ai ce spunea Simona mai devreme? Să meargă copiii la olimpiade și la concursuri, să se obișnuiască cu atmosfera de competiție. Da, n-au acces toți. Fetița ta? Și fetița mea la câteva concursuri, dar nu au, cum să zic, acea responsabilitate că merg la un concurs. Da. Nu se mai pune atât de mult accent pe aceste performanțe. Uh-huh. Copiii, da, dau niște teste, câteodată au săptămâni în care dau câte 4-5 teste pe săptămână, nici nu mai știi la care trebuie să învețe, la care a dat test, la care nu a dat test, uh-huh. la ce mai trebuie să dea test și hop, vine vacanța. Deci vacanțele astea încurcă strict, da. Până la urmă. Da, Alina. De asta cu concursurile, concursurile sunt pentru elita unei clase, nu merg toți cei 30x de copii dintr-o clasă la concurs, ori evaluarea națională, admiterea în liceu e pentru toți, de asta tezele ar fi importante drept exercițiu. Robert, bună dimineața! Salut, Robert! Bună dimineața! Deci eu sunt pro-teze, dar cu condiția să fie standardizate național și cu corectură încrucișată, pentru că altfel sunt șanse să fie alterate rezultatele pe plan local. Ce înseamnă alterate? Profesorul știe cel mai bine clasa, știe nivelul de pregătire a clasei respective? Dacă tot facem ceva, tot îi dăm un standard ridicat, altfel nu cred că o se va ajunge unde trebuie. Asta e părerea mea. Am înțeles. Sincer, mi se pare excesiv, adică să faci un standard național pentru niște teze. Totuși, o chestie, profesorul respectiv din școala care are clasa cu pricina vrea să vadă care este nivelul clasei. Acum, pe de altă parte, de ce nu-mi face niște simulări în fiecare trimestru? Nu, dar în momentul de față, asta e tichie de mărgăritare. Adică noi avem probleme de bază ca să ajungem la asta cu corectură încrucișată. Pentru că teza are valoare în catalog, în timp ce simulările sunt niște chestii opționale. Corect. Le poți pune cu notă în catalog. Și să le spunem teză. Elena, bună dimineața! De opțional dacă strigi nota de la simulare în catalog. O copii o pot face, dacă da, știu. Doresc. Bună dimineața, Elena! Bună, Elena! Bună dimineața! Bună! Din Mehedinzul Asul și eu, vreau să vă spun că sunt în învățământ de 34 de ani. Ce vreau eu să punctez pe cele două subiecte este foarte clar că și introducerea tezelor și această fracționare nu... Introducerea tezelor este binevenită, fracționarea nu este binevenită. Uh-huh. În sistemul de învățământ consider că nu se dorește calitate. De ce? De ce ar fi cineva care n-ar dori ca învățământul românesc să aibă, să aibă o calitate mare? Nu știu dacă este cineva anume. Cert este că nu avem politici educaționale pe termen lung. Neavând politici educaționale pe termen lung, exact ce spunea și dumneavoastră, fiecare ministru a venit cu schimbarea dumnealui. Mulțumesc. Hai să încercăm să mai luăm. Mai avem timp de un telefon măcar? Sigur că da. Cristina, pe scurt, te rog. Bună dimineața. Bună dimineața, bună. Cristina. Bună dimineața. De la Oradea vă sun. Eu am un băiat în clasa a. Sincer, mie nu mi-au plăcut tezele niciodată, deși am învățat bine în timpul școlii. Eu nu sunt ca medicamentele amare, dar îți fac bine. Da, pentru unii da, pentru unii nu. Copilul ne învață la o școală foarte bună de aici din Oradea și unde copiii sunt testați tot timpul, la fiecare capitol încheiat sunt testați. Am înțeles. Deci, practic, trebuie să închidem. Deci, pe de altă parte, da, nu oprește nimeni profesorii să testeze elevii. Una peste alta, prieteni, când mă uit la ce se întâmplă în educația din această țară de zeci de ani încoace, nu pot să nu mi-aduc aminte de ce a spus la un dat Stolojan, Teodor Stolojan, când era prim-ministru în anii 90. A spus așa: nu există limite în prăbușirea unei țări. Uitați-vă la Somalia. Și asta mi-a rămas în minte. Pe cuvântul meu, dacă
Nu, mi se pare că asta se întâmplă și în educație. 30 de miniștri în 33 de ani, nenumărate schimbări de legi, de prevederi în legea educației, reorganizări de toate felurile de la un an la altul, nu există limită în prăbușirea educației din România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.